ia o situație reală, se croiește o poveste în jurul ei, se adaugă 3-4 pisici și cățeluși care vorbesc, cântă și dansează, se condimentează cu câteva idei și mesaje atent țintite și rețeta unui spectacol pentru copii este gata. În premieră absolută, Mieunături urbane de la Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel din Târgu Mureș este o colecție de instantanee atent selectate de Ana Gabriela Cadariu cu oameni și animale din zilele noastre care trăiesc într-un oraș ca al nostru, pe o stradă ca a noastră, într-o casă întocmai ca a noastră și care învață să conviețuiască, confruntându-se cu tot felul de provocări. Să zicem că nu-mi puteam înțelege, dar să nu trebuiască să-mi împart toaleta cu ea. Nu, mie trebuie litiera mea, a mea și numai a mea. Wow. Acolo, în holul mic, pe unde nu trece nimeni și e liniște. Dacă stă aici pe canapea, nu are cum să-mi blocheze drumul în caz că mă trece tare și are chef de glume proaste. Apa și mâncarea? Dar se înțelege! Nici nu am ce să împart cu ea! Abia dacă mi-ajungă mie! Și copacul meu de interior? Nu! Bine, poate că aș putea să-l împart. Dar ultimul etaj este tot nu-i al meu! Ea a venit după mine, așa că să se mulțumească cu ce rămâne! Mie trebuie să-mi dai drumul afară. Eu nu pot să stau închisă în casă ca pisica asta domestică. Noaptea pot să vin să dorm aici. Dar ziua sunt plecată, să știi. Inițiatoarele proiectului Mieunături Urbane și deci ale textului sunt Ana Gabriela Cadariu, de profesie medic veterinar, și tânăra regizoare Olga Macrinici. Ele s-au hotărât să vorbească micilor și marilor spectatori despre importanța relației dintre oameni și animale, alături de cățelușa Sasha, pisicile Vicky și Miha și prietenii lor cu două picioare, Lore și Filip. Actorii vin în fața publicului cu o varietate de expresii, dar și cu experiențe personale. Acest piciulic, da, care acum doarme, este unul dintre cei patru care sunt alături de mine de aproape o lună. Astăzi, de fapt, împlinesc o lună. I-am găsit abandonați în zona unor gunoaie, evident. La fel ca Sasha din povestea noastră, i-am luat, că n-am putut să trec pe lângă. Și de atunci sunt lângă mine și așteaptă părinți iubitori și așteaptă pe cineva care să ia în brațe și să iubească și să-i ducă până la capăt. Avem un cățeluș care este găsit la tomberon și e luat acasă și după aia avem tot felul de întâmplări cu acest cățeluș. Și pe urmă mai avem și niște pisici, una care trăiește pe stradă și una care este o pisică de apartament și e mult mai răsfățată și are o viață mult mai puțin periculoasă, ca să zic așa. Și la un moment dat aceste trei personaje se întâlnesc și petrec ceva timp împreună. În afară de asta, se mai întâlnesc și cu alte animale sau oameni care trec pe lângă ele sau interacționează cu ele în viața lor de fiecare zi.
Interpretez două personaje, primul pe Filip, care are o pisică. Pot să zic că mă regăsesc în el pentru că și-am o pisică acasă. Ține foarte mult la pisica lui, e foarte iubitor cu animalele, foarte grijuliu. Și mai interpretez dresorul, care e foarte rău, foarte dur. E tipologia dresorului care e foarte agresiv. Personajul meu este o pisică tomberoneză, adică o pisică de stradă, care le știe pe toate, e foarte experimentată, este semi-sălbatică, adică poate trăi la fel de bine și în casă, la căldurică, dar trebuie să aibă parte și de libertatea de afară. Și Miha, pentru că ăsta este numele ei, este în conflict cu pisica domestică din această poveste. Un conflict, un mini-conflict, așa. E vorba de ideea de a fi liber și ideea de a fi înconjurat de iubire într-o casă și de a avea stăpân și de a avea hrană la discreție. Lucrăm un spectacol în care este vorba despre animăluțe. Eu nu pot fără ele. Și mi-a făcut mare plăcere să introduc delicatețea lor în personajul meu. Eu mai joc și un doctor veterinar în acest spectacol. Nu știu dacă am reușit să fac cel mai bun personaj, pentru că, din câte știu eu, un veterinar e un doctor care trebuie să fie foarte obiectiv, poate chiar și rece câteodată, ca să poată ajuta animăluțele. Eu m-am implicat cu dragostea pe care o port eu animalelor, de fapt. Avem muzică, avem dansuri cu animalele, atât cu păpușile cât și cu actorii, cântece pe care le interpretează personajele animale și proiecții video care sunt realizate în nisip de către Alice Pratu, actriță care joacă în spectacol. Ea fiind foarte interesată de această poveste și a acceptat provocarea asta de a crea și un spațiu vizual mai bogat al spectacolului. Probleme. Da, așa? Uite ce frumos se joacă. Așa sunt toți câinii.
nu? Prietenoși, afectoși, de familie. Jucați-vă frumos! Mieunături urbane este un spectacol pentru întreaga familie, plin de muzică și culoare, cu urechi ciulite și codițe care flutură în scenă mesaje pentru toți, indiferent de vârstă, limba pe care o vorbim sau culoarea blănii, spune regizoarea spectacolului. Cred că este important pentru copii, având în vedere că se întâlnesc în fiecare zi cu animale pe stradă, poate unii dintre ei chiar au acasă sau la bunici sau așa, să cunoască un pic mai multe despre felul în care acesta comunică. Și prin intermediul teatrului de animație m-am gândit că am putea transmite mai ușor mesajele atât verbale cât și non-verbale pe care ni le transmit animalele. Spectacolul Mieunături Urbane are parte și de interpretare mimico-gestuală pentru cei care înțeleg limbajul semnelor. Și este pentru prima oară când Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Cred că este un moment potrivit să vorbim despre diverse feluri de a comunica, așa cum am zis, să avem personaje umane, cât și animale în spectacol, care comunică divers deja, și m-am gândit să integrez acest nou element, mai ales pentru a integra copiii și adulții care au nevoie de acest element, ca să înțeleagă despre ce vorbim noi pe scenă, dar și pentru că, din punct de vedere al spectacolului, cred că ajută să avem mai multe feluri, să le arătăm copiilor că există diverse feluri de a comunica și limbajul mimico-gestual este unul dintre ele. Dăm fiecăruia, în măsura putințelor noastre, șanse egale de a participa, de a beneficia de spectacolele noastre și în același timp de a conștientiza toți copiii și tinerii noștri de faptul că există și alți semeni de-ai noștri care sunt diferiți de noi și care au și ei dreptul la șanse egale de a se forma, de a se educa în spiritul societății de astăzi spre a se bucura de toate lucrurile pe care ei le pot genera în folosul lor și al societății noastre. Am fost afară toată ziua și azi nu facem nimic. Și acum ce să fac? Stau aici închisă și eu am atât de multă energie. Am fost afară puțin de dimineață, dar numai cât am făcut gata pipi și aș fi trebuit să ne întoarcem. De ce nu mi-a luat cu ea? Thank you.
Castelul Mariafi din San Giorgio de Mureș a găzduit un eveniment cultural în care muzica clasică s-a împletit cu poezia contemporană. Acordurile viorii și ale violoncelului au completat dubla lansare de carte a tinerei scriitoare sângiorzene Andreea Liliana Suciu. Pentru o vreme n-am mai știut să scriu. S-au îngălbenit și filele cărții lăsate pe servantă. Oare câți ani omenești trecut au peste ea? Miroase a praf și a sete, de liniște sub clar de lună, a timp însepenit, blocat între pereți groși cimentați și a poezie mută. Andreea Liliana Suciu se află la a doua carte editată. Prima, În cumpăna ecourilor, un volum de povestiri, cugetări și poezii scris sub forma unui jurnal, a apărut în 2018 și nu a avut parte de o lansare la vremea respectivă. 52 de poezii scrise în ultimii 4 ani sunt cuprinse în al doilea volum, recent apărut și care poartă titlul unuia dintre poeme, Lui 7. Lui 7 are legătură directă cu copilul nostru, se numește Dominic, însă numele lui a fost ales dinainte de a se naște el în acea duminică. Mi-a plăcut foarte mult numele de Dominic, acest nume se punea copiilor născuți în perioada romană, care se nășteau duminica, fiind considerați fiii lui Dumnezeu. De acolo, legătura mea cu cifra 7 este foarte strânsă. Anul lansării acestui volum de poezii, dacă adunați cifrele, este 7. Data de astăzi, 21.06.2023, a fost aleasă de domnul Nicolae Băciuț, fără să mă implic, ca să nu spune lumea că are vreo legătură cu cifra 7, dar dacă adunați cifrele, veți vedea ce o să vă iasă. Lui 7 este Dominic și atunci lui i-am dedicat acest volum de poezii. Iar tu să ai pe chip un zâmbet împăcat, de parcă aș fi făcut un pact cu lumea să tac și să-mi suprim simțirea. Prezenți la eveniment, scriitorul Nicolae Băciuț și profesorul Nicolae Bețe au adus un omagiu cărților și au făcut un elogiu poeziei și poeților. Vă cer scuze pentru micile ezitări, pentru că vă traduc direct din textul spaniol. O carte deschisă este un creier care îți vorbește. Închisă este un prieten care așteaptă. Uitată este un suflet care iartă. Distrusă este o inimă care plânge. Textele din cele două cărți ale Lilianei Suciu sunt întâmplări ale ființei ei. Întâmplări care dau o altă configurație biograficului. Nu este o biografie la vedere în care se vorbească despre lucruri concrete, despre realități palpabile, ci vorbește despre adâncuri sufletești, despre proiecții ale realului în orizonturi ale imaginarului. Poeziile le-am scris pentru sufletul meu, însă da, aș dori să transmit un mesaj tuturor care au ceva de spus, să nu tacă și să vorbească fie prin poezie, fie prin viu grai, lumea să nu tacă, să nu se mai ascundă și să nu-și mai înghită sentimentele. Pentru ele, pentru ale mele visuri, îmi voi forța genunchii și atunci când vor fi mai obosiți, îi voi încuraja să mai facă încă un pas, mai cu încredere, pentru a-mi putea cuprinde volumele între palme și să le strâng la piept. Căci ele sunt înțelepciunea și mângâierile dintotdeauna.
După reabilitarea totală a castelului Mariafi din Sân Georgiu de Mureș, care s-a încheiat în 2021, monumentul istoric a găzduit mai multe evenimente culturale, sociale și educaționale.